Sunt Constantin Maxim, sunt locuitor a satului Drăsliceni. Aici m-am născut, aici locuiesc, aici lucrez, am atelier, casă. Și aici am toată activitatea. Aici puteți vedea ceea ce fac eu și ce lucrez. Este eu spectrul de tablouri așa care preocupă o tematică mai largă. Începând de la portrete, peisaje, naturi statice, buchete. Foarte mult sunt pasionat de satul meu și o mare parte din creația mea reprezintă anume peisaje cu satul meu. Îmi plac foarte mult florile, portretele, cu toate că e un gen mai dificil al artei, însă mă lupt și câteva îmi reușește, mai mult sau mai puțin. Confecționez singur ramele, ce e un procedeu foarte lung, ce necesită multă muncă. Este un fel de hobby și asta la mine. Din când în când mai procur și ramele, de exemplu, astea sunt din plastic, procurate la domnul Burlacu. Însă, la general, mai toate le confecționăm aici, aici. La care mă ajută și, și soția mea, Liduța. Peretele ăsta am lucrări mai vechi, chiar din epoca școlară, când învățam la, la liceul Igor Vieru, care cuprind perioada 78, undeva până prin 80-81. Când pe 81 am plecat la Petersburg, mi-am făcut studii la Academia Ripen. Pe perindările prin Rusia m-am întors aici, în 2000. În 2010, practic, am revenit aici definitiv. Dar casa, atelierul s-a aflat în construcție undeva din 90 și îl mai construiesc și astăzi, nu mai este terminat. Vor termina la cei ce vor urma și după mine, probabil. La care tablou țineți cel mai mult? Da, nu pot să spun că am așa un tablou la care țin. Țin mai mult la perioada asta veche. Totuși sunt lucrări care atunci nu ne mai gândeam la comerț, la chestii. Acum totuși sunt alte condiții și de viață și de... Și viața te impune, mă rog. Dacă nu o să faci compromisuri cu sine însuși, oricum să te adaptezi la, adaptezi la situație. Toate lucrările le vedeți și pe Facebook. Mai tot ce fac, postez acolo. Asta e, e spațiul meu expozițional cel mai, cel mai de nădejde, pe care îl folosesc permanent. Din asta, practic, vă și... De asta, da, din asta ne întreținem, din asta am construit și casa, fac și copii, în ultimul timp mai puține, și mai ales la comandă. În rest îmi permit luxul de a face așa mai mult creație.